la un pas de tragedie. Un șofer teribilist s-a luat la întrecere cu un alt conducător auto pe o șosea din Buzău, dar a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent cu mașina de un copac. Din fericire, tânărul de 23 de ani a scăpat cu răni ușoare, la fel și cei trei prieteni pe care îi luase cu el în mașină. Șoferul nesăbuit și-a ieșit însă din fire atunci când jurnaliștii au început să-l filmeze. Care să fie cauza? Cred că a pierdut-o pe fiind gheață pe jos, nu știu. Și a avut viteză? Presupun că da. Nu sunt, dar de ce filmează? N-am înțeles. Au dreptul, domne, e... Ce s-a întâmplat, domne? Polițiștii locali au fost nevoiți să intervină pentru a calma spiritele. De ce se recalcitrant cu domnul la presă? Nu are păi voie sau presă? Cum? Care-i problemă? Domnii, au drept. Ce este... au voie? Păi ce că e omul supărat, mai filmează și mașina. Domnul, vă rog frumos să-mi prezentați buletinul. Nu vă prezint nimic. Ce-ați făcut? Alo? Ce fac? Nu, alo. Nu, alo, alo. Refuz de legitimare. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.